La 7 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, Austria, Belgia, Malta, Luxemburg, Olanda, Spania, Marea Britanie, Franța și Germania ridică restricțiile impuse românilor și bulgarilor pe piața muncii. De 2 luni, 10.000 de ucraineni protestează zilnic în Piața Independenței din Kiev împotriva președintelui Victor Ianucovici, care a refuzat să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Protestele se extind în toate marile orașe ale Ucrainei. În 20 februarie, peste 100 de manifestanți sunt uciși și 1.000 sunt răniți în înfruntările cu forțele de ordine. 2 zile mai târziu, Ianucovici este demis de parlament și fuge în Rusia. În 25 februarie, Partidul Național Liberal decide retragerea de la guvernare a miniștrilor săi. Crin Antonescu anunță destrămarea USL. USL nu mai există. În 28 februarie, oameni înarmați, în uniforme fără însemne militare, ocupă aeroportul internațional din Simferopol și baza navală din Sevastopol. Aveau să fie cunoscuți ca omuleții verzi, despre care Moscova susține că nu aparțin Armatei Federației în pofida evidențelor. În 16 martie, în Crimea, are loc referendumul privind aderarea la Rusia. 2 zile mai târziu, Putin semnează anexarea Crimeei, pe care adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite o va declara ilegală. În 6 aprilie, manifestanții proruși preiau controlul asupra clădirilor guvernamentale din Donetsk, Luhansk și Mariupol, înălțând steagul Rusiei. Au loc confruntări violente între separatiști și armata ucrainană, iar conflictul se extinde până la Odessa. În 11 mai, autoproclamatele republici Donetsk și Luhansk își declară independența. În cei 5 ani de conflict au murit 13.000 de oameni, dintre care un sfert civili. Peste 1,5 milioane și-au părăsit casele, cel mai mare flux de persoane strămutate intern după cel de-al doilea război mondial în Europa. În 3 iunie, Camera Deputaților respinge proiectul de lege privind exploatarea minereurilor auro-argentifere de la Roșia Montană. Anterior, o comisie parlamentară votase împotriva proiectului, considerând că parteneriatul între acționarul majoritar și compania de stat românească nu ar fi unul corect. În 2013 și 2014, 10.000 de oameni au manifestat în marile orașe ale țării împotriva proiectului minier de la Roșia Montană, considerând că s-ar distruge mediul și patrimoniul cultural. În 25 iunie, Parlamentul adoptă declarația prin care se solicită demisia de onoare a președintelui Traian Băsescu în urma scandalului de corupție în care au fost implicați membrii ai familiei sale. În 8 august, Statele Unite încep războiul împotriva ISIS în Siria. Gruparea teroristă ocupase teritorii din Siria și Irak și proclamase Califatul Islamic sau Statul Islamic al Irakului și Siriei, ISIS. În pofida intervenției armatelor siriană și irachiană, ISIS și-a extins teritoriul, ocupând și orașul Mosul. În 2019, Rusia și Siria au susținut că gruparea teroristă a fost învinsă. În 21 octombrie, la Institutul Național de Fizică a Laserilor, Plasmei și Radiației de la Măgurele, este inaugurat cel mai puternic laser din Europa și al doilea din lume. Laserul de la Măgurele este primul de 10 petavați din lume. LINP este cea mai avansată infrastructură de cercetare din lume, axată pe studiul fizicii fotonucleare și pe aplicațiile acesteia. Investiția se ridică la 356 de milioane de euro, fiind implicate 40 de instituții academice și de cercetare din 13 state membre ale Uniunii Europene. În 16 noiembrie are loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România. Klaus Iohannis câștigă cu 54,43% din voturi împotriva lui Victor Ponta. Prezența la vot a fost de 64,1%. La secțiile de votare din străinătate, ca și în primul tur, mii de români nu au putut să voteze din cauza proastei organizări.